cursul euro este în niște reguli foarte stricte din partea Uniunii Europene, deci oricum cred că ne vom încadra în cerințele de la Maastricht. Deci vom avea undeva în jurul 3,5%, ar trebui să fim sub 3, dar o să ne încadrăm în jurul 3%, dar inflația clar nu se va încadra acolo unde se așteaptă. Din constatările din ultimii 2 ani în care chiar economia românească a fost serios zdruncinată și nu numai economia românească, un fapt foarte bun a fost că acest curs leu-euro n-a evoluat în sensul negativ, în sensul că suntem încă sub 5 lei. Am mai citit și alte previziuni ale unor specialiști, se pare că va rămâne cu foarte puțin peste sau în jurul referinței de 5 lei. Sub acest aspect nu cred că o să avem un impact foarte spectaculos sau demn de a fi luat în seamă și a fi analizat sau a fi găsite idei, propuneri, soluții. Aici la inflație ne vom menține cu, se pare că va urma încă un trend încă crescător față de momentul actual, urmând ca spre finalul anului să se stabilizeze și să încheiem anul cu o inflație mai mică decât anul 2021, dar este încă un element macroeconomic important și care va fi greu de stăvilit. Mai mult trebuie oricum luate niște măsuri care conduc, fără a intra în detalii, care conduc la inflație încă. La nivelul întregii Uniunii Europene va exista un nivel de inflație mult peste cel prognozat în anii precedenți, deci va fi o creștere mare a inflației la nivelul întregii Uniunii Europene. Deci, eu aș spune că în jurul 7-8-9%, noi ne vom încadra, ne vom așeza în jurul acestuia plus 3 puncte procentuale, deci vom fi un pic peste acest trend al față de țările dezvoltate din Uniunea Europeană. Este un, să-i spunem așa, se poate controla într-o anumită măsură inflația, dar sunt două elemente care au dat peste cap planurile guvernanților noștri, prețurile la energie și următoarele prețuri care se nasc din aceste creștere enorme a prețului energiei, restul prețurilor la alimente. Pentru că prețurile la alimente formează principalul cost în inflație pentru populația României. Pandemia a produs o mișcare seismică în economia mondială și dacă vorbim doar de bulversarea lanțului global de aprovizionare, care are niște consecințe fantastice asupra economiilor tuturor statelor, implicit ale României, care este prinsă serios în acest mecanism. Deci plecând de aici, tot ce s-a întâmplat în acești ultimi 2 ani a schimbat foarte mult de la mentalități până la mod de a face, nu știu, comerț, de a redimensiona producția, de a așeza raporturile cu furnizorii, care deja discută de total alte perspective de aprovizionare față de ce era contractat și când lucrurile se închegau. Și aici, pe piramidal, coborând până jos, impactul este extraordinar de substanțial. Va exista în continuare. Sigur, se încearcă pe toate căile să se limiteze efectele negative. Va fi destul de greu. Guvernele tuturor țărilor vor fi serios antrenate să găsească soluții. Sigur, și mediul economic trebuie să fie preocupat și să-și redimensioneze, să-și recalibreze toate demersurile pe care le are de întreprins și nu avem altă cale decât a fi optimiști că vom găsi calea să mergem mai departe. Domnule Mureșan? Pandemia totuși a schimbat foarte multe reguli ale jocului și statele sau instituțiile statelor aveau un rol primordial în a ajuta economiile lor să iasă mai ușor sau să treacă peste aceste momente dificile pe care le-au întâmpinat atât populația cât și mediul de afaceri.
Ei, aici lucrurile sunt puțin mai dificile. De ce? Pentru că instrumentele statului sau, să-i spunem așa, finanțele de care beneficiază statul român erau mult mai subdimensionate și nu sunt atât de programatici guvernanții noștri și nu-și programează, nu-și pregătesc toate aceste planuri ca să răspundă unui ajutor imediat și necesar pentru toți într-un mod echitabil. Asta se întâmplă și deci aici vom avea mult de suferit. E adevărat. Și observăm, în perioada aceasta de pandemie, firmele foarte mari s-au făcut și mai mari, firmele foarte mici au început să dispară. Deci o să fie un efect, să-i spunem așa, pentru populația bogată se îmbogățește, populația săracă se înmulțește și săracii devin mult mai mulți decât erau înainte. Deci lucrurile acestea se întâmplă și în mediul de afaceri. Va fi un an foarte dificil pentru mediul de afaceri a IMM-urilor să se refacă, să-și regândească activitatea. Au fost niște șocuri, să-i spunem așa, de care era nevoie pe piață, al digitalizării, al izolării. Deci această izolare a impus o digitalizare accelerată, dar nu neapărat sunt efectele nemaipomenite care, să spunem așa, că digitalizarea va ține în viață toate firmele. Pentru că nu ne putem reduce totul la digitalizare. Există activități de care e nevoie pe economie și totul să se miște, iar statul trebuie să intervină într-un mod constructiv pentru susținerea acestora, pentru susținerea mediului de afaceri autohton și să-l poată, pentru că în realitate observăm că deciziile de foarte multe ori a unor firme foarte mari nu depind de economia națională, ci depind de alte lucruri și atunci normal că este afectată economia națională a unei țări atunci când lucrurile o duc greu. Din păcate, pedala de pe deficitul bugetar nu se poate ridica foarte recent și foarte consistent, pentru că este printre principalele surse. Bine, noi am identificat și altele, probabil că o să le aducem în discuție, dar este o resursă la care se apelează și de către tot mai multe state, se apelează pentru rezolvarea unor situații curente, pentru că cel mai facil este te împrumuți, a doua zi ai bani în cont, plătește și ai de plătit. Dar va trebui să găsim și să valorificăm și celelalte pârghii. Chiar astăzi făceam o situație. Noi astăzi, sau România astăzi, are la dispoziție, nu cu cheltuială imediată, dar ar putea, prin reducând lucrurile la absurd, să cheltuim într-o lună de zile cel puțin 60 de miliarde de euro. 60 de miliarde, care este enorm. Vă dați seama că tot ce înseamnă deficit este sub aceste cifre. Și aici e vorba doar de fondurile europene și de fondurile nerambursabile europene. Pentru că, vedeți, am făcut această situație plecând de la exercițiul bugetar, care de fapt s-a încheiat în 2020, dar noi avem această clemență sau această posibilitate de a mai cheltui sume până în 2023, deci încă 3 ani. Avem PNRR-ul și avem exercițiul bugetar care ar fi trebuit să înceapă în 2021. În 2021 a trecut tot anul, din anul 2022 a trecut deja o lună și noi încă nu suntem pregătiți să absorbim sume enorme, 60 de miliarde în care mai putea fi absorbite din fonduri europene nerambursabile. Și în aceste condiții credeți că o să crească datoria publică, neavând capacitatea pentru că noi excelăm în a nu trage banii. Deci dacă din exercițiul trecut am tras cam 50 ceva la sute, nu suntem la 60%, aproape că putem spune că 40% din 30 de miliarde de euro sunt pierduți. Sume care ne-au fost la dispoziție pe diferite componente de finanțare a economiei, de la infrastructură și până la infrastructura agricolă, dacă vreți. Deci, cel puțin de 2 ani de zile nu s-a lansat niciun proiect, nici o linie de finanțare din banii trecuți. Ori ei nu mai pot fi implementați. Deci, în foarte mică măsură, ori mai putea într-un an, pentru că încă o precizare, până în septembrie anul viitor trebuie depusă ultima cerere de finanțare pe exercițiul trecut. Dar ne mișcăm destul de greu și cu acest PNRR, care este din ăsta o linie de finanțare cu viteză accelerată față de celelalte, pentru că în 2 ani de zile trebuie cheltuiți iarăși aproximativ 30 de miliarde de euro, dintre care jumătate, motogrosul jumătate, sunt credite care trebuie restituite cu oarecare dobândă, iar jumătate sunt finanțări, și apoi exercițiul nou, care are iar aproape 30 de miliarde,
care trebuie pregătit, deci noi presăm autoritățile să grăbească procedurile și mecanismele ca să poată intra în economie aceste sume. Deci care ar atenua foarte serios problema deficitului și foarte multe alte componente, pentru că așa sume imense băgate în economie, se făcea un calcul în primul an după aderarea României, cu sumele din fondurile europene introduse în economia României, ar fi asigurat anual creștere de 1% a PIB-ului, deci pe total ar fi fost vreo 7-8% creștere economică în cei 7 ani a exercițiului financiar, ori acum când de fapt avem o dată și jumătate, practic de două ori, luând în calcul sumele necheltuite și PNRR, avem de două ori aceste sume alocate în Românie, care trebuie doar să le facem, să le introducem în economie. Așa e. Domnule Mărșan, aceeași întrebare. Deficit, datorie publică. Deficitul aici are două componente, cheltuiala și veniturile. Colegul meu, domnul președinte Feneșan, vorbea despre venituri. Ce ușor ar putea să se atragă venituri. Eu aș merge pe latura cealaltă de cum se cheltuie banul la nivelul României, pentru că noi avem niște costuri exagerate la nivelul instituțiilor bugetare, pentru că instituțiile publice au un sac fără fund la nivelul salariilor, cheltuielor cu personalul. 90% și ceva la sută din costurile bugetare sau din buget se duc pe costuri cu salariile și cu pensiile de susținere a sistemului bugetar de salarii și a sistemului de pensii, deci ceea ce prea puțin rămâne pentru investiții, deci din ceea ce ei colectează la nivelul statului. Așa că, da, o să... Nu știți, iarăși ne întoarcem la niște condiții pe care România trebuie să le respecte ca membru a Uniunii Europene. Trebuie să țină sub control deficitul bugetar. Dar în perioadele de criză economică în 2008 s-a permis să se depășească deficitul bugetar. În perioada de COVID, acum se permite, o perioadă scurtă s-a permis să se depășească deficitul bugetar. Dar acesta trebuie prezentat că se vor crea măsuri concrete de reducere a lui, de intrare în parametrii normale, acel sub 3,5%. Noi nu știu unde o să fim și ce greu să ne putem să ne redresăm. De ce? Pentru că nu văd foarte, foarte, foarte roz viitorul generațiilor care vor trebui să plătească dobânzile acelor credite enorme luate în acești 2 ani de peste 75 de miliarde. Deci sunt niște sume enorme pe care generația noastră și cea care vine va trebui să o suporte. Cum? Pentru că toate aceste costuri pe care le realizează, să zicem, bugetul de stat, tot populația le suportă. Deci nu este o situație foarte roză. Clujul are, prin specificul lui și prin modul cum a evoluat de câțiva ani buni, este încă pe un trend crescător și am văzut că inclusiv prețurile încă urcă, până când, nu știu, pentru că noi suntem cea mai posesivă țară, avem peste 96% din populația are proprietate, lucru care nu se întâmplă nicăieri în lume, deci avem un specific aici, nu are rost să-l comentăm că e bun sau e rău. Pe piața de birouri este oarecum în stagnare, deci este clar că acolo înregistrează un regres, doar că firmele care erau mari furnizori de spații de birouri nu sunt foarte tare afectate, fiind firme foarte solide, foarte mari, care și-au permis o ușoară relaxare în acest domeniu, dar pe rezidențial încă se merge. Chiar am văzut așa cu caracter de picanterie o casă în Cluj cu 1.600.000 de euro care a avut 5 pretendenți și s-a vândut la prețul care l-a cerut vânzătorul. Deci înseamnă că încă economia Clujului, dacă ne limităm la zona noastră, oferă încă posibilități de dezvoltare a acestui domeniu, dar am văzut în țară și nu mai mult în zonele limitrofe Clujului, care suferă din acest motiv, pentru că toată lumea se trage către Cluj, au început să scadă prețuri la imobiliare. Sigur, este încă o afacere, pentru că construcțiile sunt o componentă importantă a economiei naționale. Încă va mai merge, încă va mai merge, se vor continua, poate se vor mai reduce în timp, dar e un domeniu care poate va fi cel mai puțin afectat, cum a și fost în perioada de pandemie. În ultimii 2 ani, cred că a fost sectorul cu cea mai mică afectare. Chiar dacă în prima perioadă s-a stat puțin pe loc, s-a speriat lumea,
a văzut că lucrurile vor merge în continuare și ea ca e pe creștere încă. Domnule Mureșa? Trendul prețurilor pe piața imobiliară va fi tot unul crescător în general, pentru că România a pornit în acest joc european de la niște prețuri foarte mici. Este foarte logic și capacitatea de investiție a populației, fie că lucrau în afară, fie că începeau să-și dezvolte afacerile sau să lucreze aici sau în domeniul IT-ului aici la noi în țară, a creat o oportunitate pentru piață și este și rămâne deocamdată o oportunitate, trebuie să recunoaștem. Chiar dacă majoritatea populației, să-i spunem așa, sau este acea mod a fi proprietar, între tinerii care apar și intră nou, deci IT-știi, și ei vor la rândul lor să fie proprietari, deci rămâne aceeași modă de a se face achiziții imobiliare. Nu ne putem compara încă cu prețurile care sunt pe piața imobiliară din Germania, Franța, Spania, Italia, deci încă nu ne putem compara cu acestea și mai ales că Clujul rămâne un pol foarte important de dezvoltare pentru România, fiind unul dintre cele al doilea pol de dezvoltare a României, trebuie să recunoaștem, înseamnă că este și va rămâne interesant. Să vorbim puțin despre așteptările pe care le aveți față de guvern. Ce așteaptă sectorul IMM de la acest guvern pentru 2022? Noi putem să punem la fiecare început de an să punem pe masă seturi întregi de probleme sau propuneri pe care vrem să le optimizăm în raport cu guvernanții și la sfârșitul anului să constatăm că destul de puține dintre ele se materializează. În această perioadă, într-adevăr, și guvernele și implicit guvernele care s-au perindat în România au fost oarecum altfel marcate de evoluția evenimentelor și atunci implicit măsurile care s-au încercat să se ia au fost un pic mai vizibile, mai prezente, mai mediatizate, pentru că efectiv era situație de criză. Acum, sigur, ca mediu de afaceri, eu încerc prin forțe proprii să schimbăm un pic filozofia asta a guvernului când ne referim încă o dată, precizez, asupra mediului de afaceri, că noi nu mai putem cere, că n-ai de unde să ți se dea, că de fapt tot ce se dă în tot țară se dă din ce se colectează de la mediul de afaceri. Și punct, că foarte mulți interpretează greșit, iar am avut o discuție, cred că am mai spus o dată, cu un director de la o instituție bugetară, a zis, nu, că și noi contribuim la bugetul statului cu impozitul pe salariu. Da, dar prima dată eu trebuie să-ți constitui suma și de impozit și de net, ca după aia să ți se retragă. E un pas 2 în care, de fapt, el contribuie indirect, pentru că prin el se colectează taxa. Da, deci tot ce se produce, produce. Și atunci, eu tare susțin și o să mă zbat pentru această procedură. O procedură oarecum care este esența liberalismului, când vorbim de mediul de afaceri, mă refer. Sigur, tot ce ține de pensii, de salarii, de salarii bugetare și așa mai departe, ține de mai degrabă de aspectul social, socialist al filozofiei care poate fi într-o țară. Adică ei sunt cei care așteaptă niște bani, normal, este firesc în orice țară, și atunci așteaptă să primească. Pe partea mediului de afaceri, eu aș merge mult mai mult pe filozofia nu a ni se da, a nu ni se lua. Adică acolo faci mult mai multe dreptate. Vedeți, totdeauna când pui un impozit sau când stabilești un nivel de impozit, afectează pe unii mai mult, pe alții mai puțin, pentru că nu poți să aplici același impozit în 7 feluri sau în 20 de feluri. La fel când dai, vedeți, s-a dat majorarea la pensii și a zis, sau un ajutor pentru pensiile peste 1500 de lei. Peste 1600 de lei. Ei, cel cu 1599 a mai primit câteva sute bune de lei, cel cu 1601 n-a mai primit nimic. Deci, inevitabil, când dai, creezi niște inechități și când iei. Vedeți, iei 10% din impozit sau 16% din impozit, adică pui 16% impozit pe profit, dau un exemplu, sau 5 sau cât de... Păi o firmă este mai profitabilă și 5% nu-i mare lucru, la una poate ai redus marja de profit încât îl... Deci, vedeți, creează această nemulțumire și când iei și când dai. Dar dacă iei o măsură, de exemplu, de genul,
10% din profitul care îl creezi tu, nu dai la stat, cu atâta statul te ajută și atunci toată lumea va fi egal, va fi stimulată proporțional cu activitatea lui, cu specificul lui. Mai departe, îi dai, nu știu, prin tot felul de finanțări. Unii prind finanțări că nu se poate să dai la toți, alții nu. Nu este corect. Mai degrabă zici, da, faceți investiții. E sigur o schimbare de paradigmă totală dacă s-ar ajunge la... Da? Dar trebuie să facem pași în sensul ăsta. De exemplu, toată lumea, nu știu, ia credite. Ei, dacă statul vine și zice, în proporție de nu știu cât, te sprijin cu garanții pentru un credit, în mod egal avem toți contribuția sau beneficiu, să ne dezvoltăm proporțional și atunci dispar aceste inechități sau, de fapt, această neconcurență neloială. Că dacă la unul îi dai un credit IMM Invest cu dobândă preferențială de câteva milioane de euro să se dezvolte și altul, din diferite motive, nu poate să ia credit, invariabil creez acest avantaj competitiv uneia și dezavantaj altuia. Ori ca stat n-ai voie să faci treaba asta. Ori prin niște mecanisme din astea încât să stimulezi din interior firmele, ele ar merge, ar fi mult mai mare echitate și mai mult ar dispărea acel angrenaj birocratic. Vedeți, s-a dat acum s-au scos aceste ordonanțe privind compensarea energie și a gazului. Este imposibil să gestioneze cineva. I-am spus-o și ministrul energiei chestia asta. Este imposibil cineva să gestioneze, pentru că va trebui fiecare din cei câteva milioane de subiecti, de contractanți la energie, să se analizeze în fiecare lună. Te-ai încadrat în plafon, da sau nu? Cu cât ai depășit plafonul, diferența aia nu este compensabilă, nu este sprijin, nu este la care o depăși, nu-i mai dau deloc. Deci va fi un mecanism să gestioneze lună de lună milioane de contracte și de raporturi contractuale. Niciodată nu va avea o oglindă a ajutorului pe care l-a dat, fie populației, fie firmelor. Ei, dacă zicea până la 100 de kilowați pe lună, îți scade electrica din start, firma de electricitate, îți scade electrica din start, contribuția, și o plătește guvernul, nu trebuie niciun mecanism. Și tot acest mecanism, care o să vedeți, o să fie și la firmele de distribuție, fie gaz, fie energie, și la Ministerul Energiei, respectiv Ministerul Muncii, care printr-o direcție va subvenționa partea populației, milioane de sute de mii de oameni cu infrastructură și care vor avea o eficiență redusă, pentru că va fi absolut foarte greu corobora toate aceste informații. Ori mecanisme din astea simple, în care nu presupune nimic și ajungem tot acolo, rezolva foarte mult problem, foarte repede problema. Încercăm să sugerăm un asemenea mod de abordare, sigur, schimbă mult filozofia tuturor instituțiilor care construcției instituțiilor statului până care funcționează până acum, dar trebuie să mergem pe variante cele mai simple, cele mai echitabile și cele mai corecte pentru mediul de afaceri. Vorbim că noi aici ne cantonăm cu preocupările. Ok. Previziuni, așteptări de fapt de la guvern, domnule Mureșan, în 2022? Destul de complicat. E foarte greu să scriu. Hai să luăm trei așteptări, dar cred că aș vedea implementarea unui management de tip privat în instituțiile publice, adică de eficiență ridicată, de echitabilitatea salarizării în sistemul bugetar, ceea ce este mare problemă, pentru că tot timpul fiecare partid care a venit la guvernare a oferit plocoane electorale și să-i crească încrederea salariaților din mediul bugetar în ei și astfel au tot oferit și după ce dai e foarte greu să mai iei. Deci aici este și trebuie adus la o linie corectă, pentru că foarte mulți indicatori din România se stabilesc pe baza salariului mediu, dar majoritatea, salariul mare, salariul mediu este format din salariul celor din sistemul bugetar. Aceștia primesc salarii foarte mari și nu în mediul privat este. Bine, sunt categorii care sunt foarte eficiente și primesc salarii bune, sau și în sistemul bugetar sunt categorii de persoane care poate că nu primesc destul cât merită, să zicem, în mediul sănătății sau al educației și ar trebui acolo bun. Dar sunt alte instituții în care, îmi pare rău, nivelul de salarizare nu este deloc racordat la nivelul folosului și muncii prestate de aceștia. Deci asta e o așteptare. Deci aceste două.
Și să se schimbe mentalitatea, să-i spunem așa, a instituțiilor statului, că nu totdeauna mediul privat este cel care încearcă să găsească breșe și a ocoli sistemul de taxe. Contribuim, suntem un partener corect, loial și vrem să fim respectați ca un partener loial al instituțiilor statului pentru a susține această economie. Ei, aceste lucruri trebuie și cred că toate aceste așteptări ale noastre nu o să se poată realiza peste noapte 100%, dar să vedem că există o intenție din partea guvernanților să îmbunătățească aceste poziții și măsuri. Dacă îmi permiteți o ușoară completare la ce a spus colegul meu legat de salarizarea bugetarilor în general, sigur, ei sunt acum pe niște grile de salarizare cu niște inechități, într-adevăr, care s-au creat și la ei de-a lungul timpului, dar cu un nivel de salarizare acceptabil, adică ce am cerut noi în corespondență imediată cu nivelul de salarizare, performanța. Adică să vedem că performează, că se schimbă ceva în mentalitatea modului de a își face treaba. Pentru că el și în cele mai multe cazuri, mă refer aici doar a veni în sprijinul mediului de afaceri. Adică și trebuie să remarcăm o știre care am văzut-o zilele trecute, să nu vorbim numai de partea rea și tot ce nu se face. Pe această linie am văzut că Consiliul Județean Cluj a prezentat o situație la regimul autorizațiilor de construcție și pentru anul trecut timpul mediu de așteptare pentru autorizație de construcție a fost 9,4 zile. Ei, este o performanță care trebuie să o spunem clar și răspicat, pentru că, iată, să și poate. Adică dacă din start avea 30 de zile, te duceai la o autoritate publică și pune termenul, să vii după ea la 29 zi. Parcă cei ca și cei cu arestatul, că pe 29 de zile. Nu se discută decât peste o lună. Sau cum. Da, fix așa se raporta. Ei, foarte multe instituții n-au progresat nimic. Și dau iar exemplu, dacă vreți, și negativ. La trezorerie și acum sunt tot, una știe să scrie și una știe să iaie banii. Și până nu termină aia altă de luat banii, ea nu poate deschide aplicația să-l ia pe următorul la rând dacă așteaptă la coadă. Deci n-au performat deloc. Noi asta am cerut. Dacă totuși s-a majorat salariile, au salarii decente, au condiții decente, au suplimente și de hrană, și de haine, și de câte le mai trebuie, măcar să-l vezi că își face treaba. Adică ai venit în fața unui ghișeu cu un document. Dacă n-are nimic de făcut, mâine să-ți dea drumul la el. Dacă niște proceduri stâmpite la fondul de mediu ca să-ți cumpere o mașină electrică, ca firmă, trebuie să depui acte de la fondul de mediu din București, că n-ai datorii la fondul de mediu. Deci te crucești. Eu dacă aș fi, nu știu, dacă aș pune în fruntea unei instituții de tipul ăsta, aș lua și iarăși avem un exemplu, probabil că suntem văzuți și în alte județe. La Consiliul Județean Bihor s-au mișcat niște lucruri efective, salarii și așa mai departe și lucrurile se merg mult mai bine. Adică e foarte ușor dacă eu tot dădeam exemplu, dacă acum, nu știu, într-un an de zile se înmatriculau 50.000 de mașini pe lună la Cluj, dau un exemplu, și erau 10 lucrători care făceau treaba asta. Bun, și în anul următor, dacă au fost jumătate, de ce nu s-a jumătățit și numărul de lucrători? Pentru că el a putut, din potrivă. Da, ați dat exemplu Consiliul Județean Bihor, acolo Ilie Bolojan a început mandatul de președinte cu o auditare pe sigur resurse că da. Umane și așa. Chiar el a dat exemplu că se poate dimensiona și efectivul, și timpul de așteptare, și timpul de rezolvare a orice problemă. Instituțiile rezolvă probleme. Se poate dimensiona foarte exact. Știi câte ai într-un an, vezi câte poate face un om într-o zi și vezi câți oameni îți trebuie. Simplu ca bună ziua. Dar noi mergem într-o inerție, din nu schimbăm nimica. Să mișcă lucruri, s-au digitalizat o grămadă de treburi. Nu mai e nevoie de nu știu câte componente din acest sistem. Dar n-a dispărut de acolo niciun om. Nu s-au redimensionat compartimentele. Dar mai este încă o afirmație foarte adevărată, că nu poți să obții alt rezultat făcând lucrurile în același fel.